mulțumim și în această dimineață. Am venit o dimineață de har, binecuvântată și iată-ne din nou adunat în locul acesta pentru a lăuda, pentru a-L slăvi, pentru a-L simți prezența, pentru a-L încărca de la El, de la Duhul Sfânt, pentru a avea bătăși în unii pasuri. Și pentru toate acestea spun, binecuvântat să fie numele Domnului în veci. Îmi place un verset foarte frumos din Psalmul 110, care spune la un moment dat, poporul tău este plin de înflăcărare când îți adun oștirea. Și cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine ca roa. Doresc ca podoba aceasta, care este sfințenia, podoaba casei Domnului, cât vor ținea veacurile, să însuflețească fiecare persoană prezentă în locul acesta. Și dacă cuvântul Domnului spune că tinerii vin la Domnul cu podoabe sfinte, eu cred că nu suntem excluși nimeni din locul acesta, tineri sau mai puțin tineri, părinți sau copii. Chemarea lui Dumnezeu rămâne valabilă pentru fiecare ca să căutăm să fim sfinți înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul spunea odată, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și zic, Doamne, ajută-ne Tu la lucrul acesta. Iubiții mei, aș vrea să facem o rugăciune în această dimineață și să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să ne ajute pe noi și familiile noastre să ne ducem mântuirea până la sfârșit. Vedeți dumneavoastră, versetul acesta care s-a citit și aseară și astăzi, spune atât de minunat psalmistul, nu știu să vă spun dacă David sau Ezra, dar oricare din aceștia doi sau altul, a fost un om care a beneficiat de o călăuzire din partea lui Dumnezeu și un om care își exprimă dorința în versetul acesta spunând, învață-mă, Doamne, calea orânduirilor Tale și scopul ca să o țin până la sfârșit. Pentru că Biblia spune la un moment dat, mai mult face ziua morții decât ziua nașterii și mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui. O vorbă înțeleaptă din popor spunea la un moment dat, nu sfârșii cu rafie ceea ce ai început cu inimă. Nu-ți permite să slăbești în pocăință și mai apoi să ajungi în stadiul acela ca să îți pierzi mântuirea. Acest psalmist spune foarte clar, Doamne, ajută-mă, învață-mă calea orândurilor Tale ca să o țin până la sfârșit. Mântuirea trebuie dusă până la capăt. Vedeți, dumneavoastră, vorbind despre provocările generației tinere, este de fapt o stare a caracteristică vremurilor din urmă, așa cum Pavel îi spunea lui Timotei, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Pentru că oamenii vor fi și începe acea listă de aproximativ 19 caracteristici. Și, într-adevăr, privind în ziua de astăzi, sesizăm parte mai mult ca niciodată aceste lucruri accentuându-se și precipitându-se tot mai mult într-un mod negativ. Și este o caracteristică a zilor din urmă. Și tinerii spun, este greu. Pe vremea părinților noștri nu era acces la droguri, nu era acces la internet, și așa este, părinții spun, este greu. Dar totuși, în această dimineață, aș vrea să spun, prin Duhul lui Dumnezeu, că nicio scuză, oricât de mare ar fi, nu poate să absolve pe cineva de vină care cade în frânt și nu-și duce mântuirea până la capăt. Oricare ar fi circunstanțele, oricare ar fi luptele, oricare ar fi ispitele, oricât de mari ar fi problemele, nu este scuză pe care vreun om să poată duce înaintea lui Dumnezeu să capete absolvire. Doamne, dar știi că la școală eram singurul pocăit. Știi că la școală toți colegii mei mergeam acolo. Trebuia să am și o prieten. Trebuia să mă descurc. Trebuia să fac și eu ceva. Și nicio scuză, de un fel sau de altul, nu ne va face trecere înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, Cuvântul lui Dumnezeu niciunde nu vorbește în Sfânta Scriptură despre o premiere care va fi făcută în ziua aceea a celor care au început bine, au mers o bucată de drum, dar n-au ajuns până la capăt. Niciunde nu spune Biblia de astfel de o premiere. De aceea, Apostolul Iacob spunea la un moment dat în versetul 12 din primul capitol, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce va fi găsit bun, va primi una vieții. Și în cartea Evreilor, capitolul 13, Apostolul spunea la un moment dat în versul 7, uitați-vă la mai mari voștri.
la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința, pentru că e frumos când tinerii se înrolează și încheie un legământ în apa botezului, încheie un legământ că vor să o slujească pe Dumnezeu, dar mai frumos e că aplicând din viața aceasta să avem asigurată mântuirea. Vedeți dumneavoastră, la un moment dat, Dumnezeu îi spunea lui Iosua, în cartea Iosua, capitolul 3, versetul 5, sfințiți-vă ca să treceți mâine Iordanul. Noi simbolizăm imaginea aceasta și spunem, pentru a trece Iordanul trebuie să fim sfinți. Pentru a pleca din viața aceasta, pentru a părăsi lumea aceasta și a ajunge în viața cealaltă cu bine, trebuie să fim sfinți. Și aceasta o cere Dumnezeu fiecare dintre noi. Cerea poporului Israel odinioară, sfințiți-vă, deci mâine veți trece Iordanul. Cere bunul Dumnezeu fiecărui creștin care trăiește astăzi, fiecărui creștin care va mai trăi dacă Dumnezeu va mai ține lumea, să-și ducă mântuirea până la sfârșit. Ba mai mult, în cartea Apocalipsei, vedem cuvântul Domnului care se îndreaptă către cele 7 biserici și binecuvântarea fiecărei biserici, făgăduința fiecăruia, stă la baza faptului dacă vom fi biruitori. Celui ce va birui spre cuvântul îi voi da să mănânce din pomul vieții. Celui ce va birui îi voi da stăpânire peste neamuri. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Toate aceste binecuvântări sunt pentru acei care ajung până la capăt. Sunt pentru acei care se luptă lupta cea bună a credinței. Domnul Dumnezeu spunea la un moment dat prin glas de profet, în Ezechiel, capitolul 18, despre ce se întâmplă cu aceia care nu își duc mântuirea până la capăt. Versetul 24. Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urciunile celui rău, s-ar putea să trăiască oare? Nu. Și toată neprihănirea lui va fi uitată pentru că s-a dat la nelegiuire și păcat. De aceea va muri în ele. Și mai rugăm și versetul 13 din capitolul 33. Când zic celui neprihănit că va trăi, negreșit, dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Iată că Dumnezeu apreciază, premiază pe aceia care își duc mântuirea până la capăt. Bătrânul apostol Pavel, la sfârșitul vieții, se apropia de timpul pe care și spunea lui Timotei, Timotei, m-am luptat lupta cea bună a credinței, am izbăvit alergarea, de acum mă așteaptă cununa vieții. Nu putem să avem pretenție să ne aștepte o cununa vieții dacă nu ne ducem mântuirea până la capăt. De aceea spunea filipenilor, preambiților, după cum întotdeauna ați fost ascultător, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai cu Sfântul de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Doresc să ne rugăm pentru acesta. Ceea ce ține de Dumnezeu s-a îndeplinit și Dumnezeu este credincios și ne ajută, dar trebuie ca noi să ne silim. Pentru că tot el Vare spunea, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua arătării Domnului Iisus. Cea mai mare lucrare pe care Dumnezeu o să vârșește în viața unui om e aceea de a-l mântui, de a-i da împărăția cerurilor. Și Dumnezeu și Pavel spune, sunt încredințat pe ceea ce l-a promis va face. Dar, tot ce spunea, siliți-vă și voi. Apostolul Petru spunea, dați-vă toate silințele. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să facem această rugăciune înaintea Domnului și să rugăm, Doamne, ajută-ne pe noi, familiile noastre, copiii noștri, părinții noștri, să ne ducem mântuirea până la capăt. Amin. Amin.